Continuăm acum afișajul acesta de mase. S-ascund masele, de fapt. Am zis din căcări mase. Pot să dezactivez, să nu mi-afișeze masele. Masele pot verifica dacă vreau. Pot intra în mase și să văd diferitele mase. Finisajele, compartimentările, utila, închiderile. Deci văd exact, de exemplu, închiderile la un căcări pe metru linear. Mi-a făcut ca niște forțe concentrate. Ok. Acum, intrăm în modulul de rezultate să vedem deplasările de nivel. Pentru asta avem un tab numit etaje, tab care este disponibil dacă am făcut acea alocare automată de etaje și am lucrat cu modelii RS. Și la rezultate sumare pot să cer deplasări relative de nivel și mi-a aleg funcția seismică, să zic întâi pe X și atunci o să-mi fac un mic afișaj aici, dar o să-i zic extremul să fie pe element. Deci avem minus 0,6, minus 2,3, minus 2,3. Astea pot să le trimit, de exemplu, către breviarul de calcul, să iau o zonă mai mică din structură, ca să nu mă încurce vizual. Să zic că astea să fie deplasări de nivel, pot să le trimit atât ca date grafice, cât și ca date tabelare. Dar întâi să inițializez. Nu știu, ceilalți cum mă auziți? Eu pot să închid, repornesc. Mă auziți mai bine? Pe înregistrare o să iasă cum trebuie, în mod clar, să nu fie de la conexiunea de internet. Bun, deci ziceam că îmi transfer aici deplasări. Respectiv pe Y. Deci comut și deplasări să fie pe Y, sunt deplasări foarte mici. Deci, de ce deplasări relative? Pentru că dacă ar fi să cer deplasări noduri, o să văd deplasările însumate. Să 2,9, 5,2. Nu contează astea. Deci, la verificarea driftului, noi de fapt verificăm rotiri. Și atunci. A, nu mai auziți bine. Atunci o să încerc să repornesc sesiunea. O să închid un pic și să.